De gâște, bă, să nu încalci acceleratul vreuna. Că te pui să o mănânci și o plătești? Da, domn șef. Dumneata, ce poftești? Păi să-mi dați un bilet pentru... Mai târziu! Domnul, dar nu e aici casa de bilete? Ba da, aici e, dar nu s-a deschis încă. Păi parcă ziceați că... N-auzi, omule, că nu s-a deschis încă? Bine, și când se deschide? Vezi că scrie acolo. Casa de bilete se deschide cu jumătate de oră înainte de sosirea trenului. Și trenul când sosește? Scrie tot acolo afară. Tot șef, azi cu coana să-mi dați niște bani, că se duce la tăbuit. Cât? Azi 500. 500. Bă, zi să lase pe mâine că e zi întâi și luăm leafă. A spus că nu poate, că vine cu coana lui domnul Nascu. E drăcie. Bă, n-ai tu niște bani să-mi dai împrumut? N-am, să trăiesc, domn șef. Mi-a spus ieri să plătesc rața de-a călcat accelerat. Ei, de echime ce să-ți fac? Datorie e datorie. Și barem s-o fi mâncat. Hei, alo! Nu e nimeni la bilete, s-a deschis casa. Domn șef. Ce vrei, omule? Păi să-mi dați un bilet. Până unde? Până la Jirovăț. Câte parale faci? 380 de lei cu clasa a treia. Ori vrea a doua? M-a ferit Dumnezeu, cât ziceați? 380. Domn șef. Nu ajunge, ce ți-a zis cu coana? Bine, îți dau un bilet până la Emoasă. Ce dracu să cauți tu la Jirovăț? Păi avem și eu niște opinși de vânzare. Și am un cumătru acolo de are prăvălie. A, dar la Emoasă n-ai niciun cumătru? Am, păi eu de felul meu... Bine, păi atunci îți dau un bilet până la Emoasă. 509 lei. 509 lei? Păi eu aveam treabă la Jirovăț.
N-are face. Te dai jos la Jilovăț, îți rezolvi treburile, iar a doua zi pleci la Imoasa. Dar ce să fac la Imoasa? Păi n-ai zis că ai un cumătru acolo? Ba! Păi și atunci ce mă mai băs la cap? Scoate banii și mergi sănătos. Echip, dă-i banii cocoane. Am înțeles, domn șef. Ce mai vrei, om? De a pleca. Unde aș putea să plec? Într-o altă lume, în altă parte. Domnule profesor, dacă astea sunt chestiuni pe care dumneata le discuți în cadrul orelor dumitale, să-mi dai voie să spun, ba chiar te rog, să-mi dai voie să spun că... Personal.
Auzi, dumneata, necunoscutul, depărtarea. Garsonă Cucu, să rămână în șitele. Da. E frig, frig al dracului aici la noi. Nu, să știi că e necat aici la abinea ta. Ți se pare, nu? Da, știi ce m-a zis, domnule? Ești că a trecut de acceleratul și ți-a călcat un curcan? Ei, cum mă știu? Păi așa se zbunea pe la școală, așa spunea madame Vera cel puțin. Ei, nu. Întâi și întâi n-a fost acceleratul, a fost rapid. Iar în al doilea rând n-a fost un curcan, ci a fost o rață. Iată, uite cum exagerează. Ei, lasă, a făcut-o nevastă mea pe vară. O bunăciune. Da, știi, auzisem totuși de o istorie cu un curcan, nu? Ei, da, asta a fost de mult, acum 3 săptămâni, de rusale. Da, mi-a călcat un curcan matfară. Ia stai. Ue, leva, e cred că e sănătate. Nu, o parte, sunt de vază. Ce? Da, nu e nimeni. Nu e nimeni? Nu. Da, oprim de doamna afară, am spus atâtea ori că n-am ce să caut de la gară. Scrii și afiș! Of! E, domnișoară Cucu, ești prea aspră. Nu sunt aspră, domnule. Dar dumneata trebuie să înțelegi, am pus afiș, nu am ce să caut de la școală. Spune-mi dumneata, ce crezi? Da, ei, poate fi că mi se pare că e mai cald aici. E mai cald. Știi ce crede, domnule? Că vin că le place să se zgâiască pe la ferestrele trenurilor. Și să facă semne cu bucureștenii, dar nu. E... se va opri. Asta este. Sunt tine. Dar nu se poate așa ceva, așa face cursuri superiori, sunt eleve educate și serioase, da? Ce se poate de la gara, nu? Zău? Da, eu așa zic. Na, eu zic că n-au nicio vină. Bună ziua, domn profesor, lume nouă! Da, voiam să întreb, ceasul de pe peron e înainte? Depinde, uneori rămâne în urmă, de ce? Păi asta nu vreau să văd câte ceasul. 3 și 12. Exact. Al dumitare câte? 7 și 20. Așa o fi. Pe dumneata știi vreodată câte ceasul? Da, bineînțeles. Când trece 747 dinspre Sinaia, e 8. Când trece 220 dinspre București, e 8:20. Când se încrucișează 63 cu 77, este 12:05. Iar când vine domnișoara Cucu, e 7. 7 precis. Păi și dacă întârzi? Cine, domnișoara Cucu? Nu, cu nouă ăștia. Nu, trenul. Dumneata știi când vine trenul? Atunci. Dar ce zonă am să știu? Eu sunt tot timpul aici. La datorie. Păi, totuși, personalul vine la timp azi? De ce? Aștepți pe cineva? Dar, de cineva? De fapt, nu. Aștept. I-am dat un pascu să aducă de la București ceva. A, care pascu? Pascu la cu magazinul general. Ah, omul nostru, da, da, da. Da. Le văzut azi? Nu. A vorbit nevastă mea pe el azi dimineață. I-a dat să-i cumpere niște pangliși, niște ace de la București, na, nu știu. M-aș și trebuie să-i spun nevastă mea. Bă, femeie, ce te-a trezit așa cu noaptea în cap ca să-i bați capul omului? Măcar din ar întârzi. Da? Da, e ceva important? Da, este. Fac prin sale că ea are vorba de o carte. Da, dar nu e orice carte, e o carte mai deosebită. Am făcut comandă din străinătate, de asta iarnă. Și am crezut că nu mai vine, dar librarii m-au anunțat că a venit. Și i-a zis după Pascu să se ducă la București. Da, păi și n-ai avut trădare ca să-ți aducă acasă? Da, o aștept de atâtea luni. Da, profesor, stăteam de vorbă aseară și cu judecătorul și cu farmacistul, domne. Zice Lașcu, domne, băi, acum profesorul nostru. Dar un singur cusur. Stă toată ziua cu nasul în cărți. Exagerează. Ei, nu exagerează deloc, domn profesor. Păi nu te mai vede și lumea pe mata la o bodegă, la un pochelaș, la o țuiculiță. Nu prea am timp. Ei, na, asta e bună, n-ai timp. Bine zicea domnișoara Cucu, într-un târgușor ca al nostru, trebuie să avem timp. Doamne, cred că ceasul dumitare stă. De ce? Păi e 7:14. Ei, drăcie, da, le mai așez și cu mâna, așa, da. Totuși, personalul la ce oră vine?
Păi la 7 și... Păi și mai ai zis să mă duc acasă să mă întorc? Păi, dom'le, trebuie să mai ai timp, că până atunci vine automotorul, na, este. Păi dacă am timp să mă duc, păi mă duc. Păi dar de ce să te duci? Da, mai stai aici, cu data mai mult. Nu, am treabă, am treabă. A. Mă întorc. Bine. Da, bine. O zi bună, profesor. Domn profesor, a venit tren! Nichime! Băi, tine, du-te și-l cauză pe Stasu să-ți dea pachetele mele! Hai, domn profesor, haideți! Da! Dar e pachetul? Da! De domn! Am azi pachetul! Să pentru mine, voastră? Așa! Domn profesor! Profesor. Revedere! Eu aș vrea puțin să stau să citesc. Se poate? Da, bineînțeles, domn profesor. E cald, e lumină aici. Da, puteți să rămâneți cât vreți. Da, bine, domn profesor, bine. Mulțumesc. Da, șef. Da, aici sunt. Ce? Ceasă, domnișoare. A dat-o conductorul jos din tren pentru că n-a vrut să plătească biletul. N-a vrut să plătească biletul. Domnișoare, ai bilet? N-are! Domnule, lasă-mă să vorbesc. Domnișoare, aveți bilet sau nu? N-am. Păi atunci va trebui să plătiți unul. Și amendă. Sigur, și amendă. Am plătit deja. Cui? Dumnealui? Ia auzi, domnule, zice că a plătit. Nu am plătit nimic. Ce se stă? Jetoane de casino? Ce? Ce se stă? Casinoul din Sinaia, ruletă. Da, jetoan. De la casino. Am uitat să le schimb, eram grăbită. Ah, păi și atunci cum veți plăti? Domnule, la ce clasă ai găsit-o? Întâia. La clasa întâi? Da. S-a închis într-un compartiment și n-a mai vrut să las pe nimeni acolo să intre. Domnișoară, călătoreați la clasa întâi, fără bilet? Mă durea capul. Cu durere de cap, fără bilet, la clasa întâi. Și cu ce o să plătiți? Aveți bani? N-am. Deci n-aveți cu ce plăti. Mm-hmm. Înseamnă că veți rămâne aici. Unde aici? Aici, în gara. Nici nu mă gândesc. Păi, dacă n-aveți cu ce plăti biletul și amenda? Nu. Mergeți și vorbim să rămân. Da, da, spuneți. Acum, am înțeles, nu știu. Domnul va trebui să rămâneți aici până la următorul tren. Nu, no. Nici nu mă gândesc. Va trebui să plătiți un bilet. Dacă n-are cu ce,
Are cu ce, n-are cu ce. Dacă n-are cu ce, să nu mergă cu trenul. Totuși trebuie să... Trenul! A, tren! Domnișoară! Oprește! Domnișoară! Ce vrei să te anunci pe calea ferată acum în timpul serviciului? Ia, trebuie să-i facem proces verbal. Domnișoară, actele dumneavoastră. Mie? Proces verbal? Da, domnișoară. Care este numele dumneavoastră? Domnișoară, numele vă rog. Un act de identitate, ceva, nimic? Ce să facem cu ea? O ducea la poliție sau la spital? Domnișoară, este în interesul dumneavoastră să cooperați. Cu cât mai repede, cu atât scăpăți. Lăsați-mă! Lăsați-mă! Domnișoară, nu vă primește nimeni fără un act la dumneavoastră. Deci, ori îmi prezentați un act, plătiți amenda, bilet și plecați cu trenul următor, ori va trebui să rămâneți aici. Sau dacă nu, la poliție sau la spital. Mă plictisiți! Lăsați-mă în pace! Vreau să dorm. Și unde o să dormiți, domnișoară? Nu știu. La hotel vă trebuie acte. Caută, vezi? N-are niciun act? O sticuță de parfum. Nimic. Doamna, trebuie să cooperați. În cazul ăsta, ce să facem? O să chem poliția. Da. Ce-a mai făcut, mă, șef? Doamna, dacă nu e cu supărare, fac eu... Vă primesc la mine. Am o cameră. Eu plec la un prieten, la domnul Udrea, profesorul de muzică. Și vin mâine dimineață. Asta, mâine dimineață vor fi toate mai clare. Crezi că se poate? Da, dacă dumneavoastră nu aveți nimic împotrivă. Nu tu să... Adică să doarmă la dumneavoastră în noaptea asta? Da, nicio problemă. M-a spus că plec. E departe? 10 minute de mers pe jos. Să mergem. Sunt obosită. Și mâine trec cu ea pe dumneavoastră. Iau leafa și plătești biletul pentru ea, nicio problemă. Da, bine, nu pot să. Domnul Săr. Da, vreau să vă știu. Da. La revedere, domnul Săr. Ce? Pe aici, pe aici, vă rog. Am ajuns? Da, am ajuns acasă. Ce întuneric! Stați un pic să nimeresc întrerupătorul. La lumină electrică? Da, de asta toamnă. A dat drumul la uzină. Nu mai pot, sunt zdrobită. Zdrobit de toate pietrele, de toți bolovanii. Da, știți, în centru e povat, dar aici nu. Nu se pavează niciodată? Ba da, poate la anul. Ghinionul meu. Am venit cu un an mai devreme. Nu vă găsesc celălalt pături. Ah, uitați. Poți să mai aprinzi un bec, te rog? E o lumină chioară, nu văd nimic. Da, pot, dar nu e bine. De ce? Păi azi e miercuri. Și ce dacă e miercuri? Miercuri și sâmbătă e cinematograf. Și dumneavoastră nu te duci la cinematograf? Nu, niciodată. Aici locuiești dumneata? Aici trăiești dumneata? Da. Oribil. Nu vă place? Bă, da, scuză-mă, e foarte frumos.
Nu, nu e frumos, doar că asta e tot ce-mi trebuie. Și e și aproape de școală. Nu v-am spus, eu sunt profesor. Nu era nevoie să-mi spun, am dat seama. După ce? După tot. Dar parcă tu nu mai vine la afară. Mă, după la fereastră. Nu, 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 nu v-am spus. Asta e miercuri. Ei, și? E toată lumea pe stradă. Vă poate vedea. Și? O femeie la ora asta aici. Adică la dumneata n-a venit niciodată o femeie? Doamnă, cum vă puteți închipui? Adică dumneata nu primești? Doamnă, sunt un profesor, sunt un om cu răspundere. Deci eu sunt singura, prima femeie care a venit la dumneata? Doamnă, nu vă dați seama, dar dacă n-ar fi împrejurările cu totul deosebite, nu s-ar întâmpla asta. Ce tânăr ești? Sau ce bătrân? Doamnă, vă rog, plecați de la fereastră. Vă rog. Ce copil? Nu e nimeni. Cum nu? Și ne vedeți chiroiul. Care-i chiroiul? De la percepție, casa albă cu viță sălbatică. E întuneric. Da, dar sunt după perdele. Unde știi? Totdeauna sunt după perdele. Azi e miercuri. Ei nu se duc la cinematograf? Ba da, dar a rămas Madame Grigorescu. Mama lui Madame Chiroiu e cu copii. Și mai e și Atanasiu. Care e Atanasiu? Atanasiu și cu Lascu, casa cu Luci. E toată lumea. Ce de lume? Nu glumiți, doamne. E tot târgul la ferestre. Nu văd nimic, nu aud nimic. Toată lumea doarme. Și în somn ne aud. Niciun sunet, niciun foșnet. Ba da, ce-i asta? Ce? N-aud nimic. N-auziți un fel de scârțâit, ca un ferăstrău mic. Se aude de acolo. A, ba da. A, nu-i nimic, e șoareci. Ai șoareci? Da, e unul singur, îl cunosc. Cum îl cunoști? E ușor cel mic cu ochii rotunzi. Vine noaptea când lucrez până târziu. Îi place să treacă printre cărți. Să treacă printre cărți? Da, dar nu să vină seara asta. Simte că e cineva străin. Noi ne-am împrietenit de atât timp. V-ați împrietenit? Și spune-mi, ce alți prieteni mai ai tu? Profesorul Udrea. Nu foarte interesant, e compozitor, a scris o simfonie. De fapt, chiar la el o să dorm seara asta. Și apropo, e târziu. Trebuie să vă culcați. Nu mi-e somn. Mi-a trecut. Cum așa? Totuși, târziu trebuie să plec. Patul este aici, așternutul îl găsiți în dulap și un prosop curat găsiți acolo, dacă vreți să vă spălați. Da, aș vrea. Sunt pline de funingine de la gală. Baia e acolo? Da, de fapt e o cămară, dar cum eu mănânc în oraș mereu, am transformat-o în baie. Dușe? Da, e, de fapt e o stropitoare legată cu o sfoară. Foarte ingenios. Aș vrea, aș fi vrut mai mult, dar... Lasă. O chivetă? Da, da, asta e. Bun. O să verific. Nu curge apa. Nu curge? Ah, da, de la uzina a oprit-o. După ora 6 o opresc mereu. Trebuia să-mi imaginez. Dar dacă cuiva îi se face sete sau vrea să se spele... Ah, păi avem fântână în curte. Stați să vă aduc acum apă. Nu, nu, vă rog. Ce e cu cartea asta? E o carte a mea, ceva vechi. Nu mi-o arăt și mie? Nu, nu vă interesează, credeți-mă, nu. E ceva cu fotografii? Nu sunt fotografii, planșe, hărți, ceva vechi. Bine, prietenului dumitale, șoricelul gri, i-ai arătat-o? E bine, dar cu el sunt prieten mai de mult. N-am văzut niciodată așa de multe cărți. Ei, nu sunt multe. Aș vrea, dar nu sunt. Și omul acesta bătrân, cine e? E Kepler. Și ăsta? Copernic. Îi cunoști? Îi cunosc, dar au murit de mult, acum câteva sute de ani. Și cum spuneai că îl cheamă pe ăsta? Copernic. Parcă m-am auzit de el. Tot ce se poate, destul de cunoscut. Și de ce ți-e aici? Eu ori noapte mă gândesc la ei. Ce om ciudat e jumătate. Da, ce ciudat. A dat drumul la cinematograf. Se aude de afară. Haide, domnule, Udrea, mai repede. Ți-am spus că e lumina. Și fereastra e deschisă. Repede, să ne ascundem.
Vă spun să plecați de lângă fereastră. Ia casa, unde poate fi? Domnule Miroiu! Miroiu te cheamă? Da. Și mai cum? Marin. Marin Miroiu. Nu e urât. Domnule Miroiu, deschide, te rog, eu sunt! Cine e asta? Profesoara de fizico-chimice. E iubita dumneavoastră? Doamne, vă rog. Logodnica? Nu am logodnică. Ce vrei atunci? Ce caută aici la ora asta? Nu știu, asta o strădească toată mahalaua. Trebuie să vă ascund. Vin, vin! Să nu mă ții mult. Bine, bine. Vin, vin! Domnule profesor, ce e cu trotutăra asta aici? Voiam să mă spăl. Domnule, dacă spăl noaptea? Da, câteodată. Miroiu, păcat că n-ai fost la cinematograf, să vezi. A fost frumos, dar nu auzit, dar mâine, mâine. Ce e cu mirosul ăsta aici? Parfum? Nu, nu simt nimic. Cum nu simți? Miroase de amețește. Poate e de afară. Grădina e aproape. Fereastra deschisă. Nu, domnule profesor, nu e de afară. E parfum. Și aici. Nu, nu simt nimic. Totuși, de cărui fapt datorez această vizită? Nu ne grăbim, domnule profesor, să luăm încet. Domnule Udrea, ai cuvânt. Să vezi. Eu... Udrea, mai scurt, mai repede. Bine, bine. Eu am fost la cinematograf și acolo m-am întâlnit cu domnișoara cu. Da, cu mine, pentru că tot eu, săraca, trebuie să fac poliție și la cinematograf și la grădina publică. 7 fete am prins. Iliescu dintre a 5-a, Catoviș dintre a 4-a, 2-a. Cred că exagerați. Sigur, sigur, pe dumneata nu te interesează ordinea sau disciplina. Bă, da, dar nu la ora asta. Foarte rău, domnule profesor, școala nu doarme. Nici noapte? Nu, domnule profesor, școala veghează, vede tot și știe tot. Ce vreți să spuneți? Las că să înțelegi dumneata. Domnule Udrea, vorbește. Udrea, pentru Dumnezeu, mai repede. Ei, cum am spus ei? Dar de ce mai repede, domnule profesor? Dumneata trebuie să înțelegi că dacă eu îmi pun în joc numele meu, reputația mea și intru în casa unui bărbat neînsurat, la o oră atât de târzie... Tocmai de asta m-a luat cu dumneavoastră ei. Să nu vorbească lumea, să nu se compromită. Trebuie să fie la mijloc o chestiune foarte gravă. O chestiune foarte gravă? Te faci că nu înțelegi. Vorbește, domnule. Vorbește, Udrea. Vorbesc, dar dacă nu mă lăsați... Ei, la cinematograf m-am întâlnit cu domnișoara cu. Ei, și ea mi-a spus... Lasă-mă pe mine, domnule. Domnule Miroiu, să nu încerci să neci că e deprisos. E adevărat ce am auzit. Ce ai auzit? E adevărat ce mi-a spus Ispas, șeful gării. Ce ți-a spus Ispas, șeful gării? E adevărat că dumneata ai dat 22.000 de lei pe o carte pe care ți-a dus-o Pascu de la București. Ei, ai auzit, domnule Udrea? Bine, eu n-am știut. Miroiu, tu nu mi-ai spus nimic. Cum, Udrea, nu mi-ai împrumutat 3.000 de lei? Ba da, ba da. Din fondul serbării am dat. Din fondul serbării? Dar mâine iau leafă, îi dau înapoi. Și dacă îi dai înapoi, crezi că o să rezolvi totul cu asta? Păi nu văd ce-ar mai fi. Domnule profesor, dumneavoastră trebuie să înțelegi că atunci când cineva, când un profesor dă 22.000 de lei pe o carte, nu e un lucru curat. Ita, eu cu banii mei fac ce vreau. Banii dumitale, care bani, ce fel de bani, că doar ne cunoaștem. La birt ai rămas dator cu vreo 800 de lei încă de pe luna trecută. De unde știi? Mi-a spus madame Luisa că am fost pe la ea. La frizer te duce... O dată în două luni? Chiar săptămâna trecută, de fapt. Hainele astea nu le-mi-ai schimbat de când ne cunoaștem. De vreo 6 ani le poți face. Dar ce au hainele? Hainele sunt curate. Și știi ce am mai auzit? Că scârpești singur ciorapii. Infamie. Și cămășile. O infamie. Nu spune tu, Udrea, nu-i nimic adevărat doar. Domnișoară, cu pantalonii poate și calcă singur, dar cămășile și ciorapii. Domnișoară, cu nu e adevărat. Las că știu eu ce știu. Și atunci te întrebi. 22.000 de lei pe o carte nu e o nebunie? E o nebunie, dar e nebunia mea și nu trebuie să dau socoteală nimănui. Ba nu, domnule profesor, te înșel. Școala trebuie să știe. Școala, orașul și eu. E bine ai aflat acum. Nu era nevoie să vii la ora asta. Asta i-am spus și eu. Stai, domnișoară, cu măcar până mâine dimineață. Până mâine dimineață? Credeți voi că aș fi putut să dorm? Nu, misterul ăsta trebuie să se lămurească imediat. Unde e cartea? Ce carte? Carta pe care ți-a dus-o Pascu. Unde e? E aici. Dă-mi-o. De ce? Cum de ce? Ca să o văd. Nu se poate. Nu se poate? Vrei să spui că refuz să mi-o dai? Da, refuz. Domnule Udrea, ai auzit? Am auzit. Domnule profesor, dumneata trebuie să înțelegi cât de gravă este această situație. Voi aduce cazul în fața conferinței profesorale. Dar m-am gândit mai întâi ca un gest de colegialitate. De pură colegialitate. Să stau de vorbă cu dumneata. E bine, nu era nevoie. Îți mai pun o singură întrebare. Unde e cartea, de la cine vine, de unde provine și ce gânduri ai cu ea?
Taci, nu spui nimic! Bine, domnule profesor! De multe tot orașul cu ochii pe dumneata și se întreabă ce tot faci, ce tot dreci de te ascunzi și ziua și noaptea în casă. Dar totul va ieși la lumină. Să iasă, domnușor, da. Mâine dimineața, cum e târziu. Cu alte cuvinte, mă dai afară! Nu, dar dumitare nu ți-e somn? Mie nu-mi niciodată somn. Nu se obosește niciodată? Nu, niciodată. Și da? Niciodată nu e prea târziu. Totuși, e prea târziu. Nu, domnule profesor. Și îți mai pun o singură întrebare. Nu pune că nu răspund. Nu o să răspunzi la întrebare? Bine, domnule profesor, cum poftești? Domnule, Udrea, să mergem! Udrea, am nevoie de tine. Nu pot, trebuie să-mi conduc Scorpia acasă. Bine, dar te întorc. Ce faci, domnule? Vin acum! Mă întorc, dar să lași poartea deschise, da? Bine. Domnule Udrea! Vin! E adevărat că nu te-ai dus de două luni? Ai auzit? Tot. E adevărat că... Nu e adevărat nimic. Uite, arată-mi cartea. Vreau să văd. Nu vrei? Sunt aici pentru o zi, pentru o oră. N-am să mă întâlnesc cu nimeni. Arată-mi, te rog. Ai să spui nimănui? Nimănui. E o carte veche. Cât de veche? 150 de ani. Cât? Uppsala. Göteborg. Scrie aici. Nu înțeleg nimic. E cum? Un catalog ceresc, foarte vechi, catalogul lui Van Mersch. Van Mersch? Cât l-am căutat, pe unde am scris, dar acum îl am. Nu știu dacă ți-am spus sau dacă ar trebui să-ți spun. I-am găsit un corp ceresc. Unde? Pe cer. Uite. Nu spune că e pe cer. Dar asta e harta cerului. Uite distanțele orizontale, azimutul și distanța zenitală. Este exact aici. Și dacă te uiți aici, este ursa mare. Ursoaica cu puii ei. Ursoaica? Da, și aici se vede și capul dragonului. Dragon? Ce dragon? Păi nu să ți-l arăt. Nu, eu mă duc în grădină să beau apă. Vin cu tine. Nu ziceai că ai o fântână? Nu, nu. Nu veni cu mine, nu. Că țip! Doamnă, Miruiu! Bună seara, domnule! Dumneata nu știi cine sunt, dar eu te cunosc. Intră, te rog! Intră, Udrea! Miruiu, de ce mi-ai spus, frate, că nu ești singur? Și ce e cu stropitoarea aia în ușă? Ți explic eu. Domnule Udrea! Doamnă, vă rog să vedeți dacă aș fi știut... Nici o problemă. Dumneata, ai văzut ursa mare? Da, am văzut-o. E pe cer? Pe cer, firește, unde în altă parte. Și ce știi despre un balaur, un dragon? De ce mă întrebați pe mine? Mă întrebați-l pe el. El mi-l-a arătat și mie. E astronom. El? Astronom? Da. Știi ce zice? Că a găsit o stea. Păi de ce să nu găsească? Ce, eu l-am scris o simfonie? O simfonie? Da. Ți-a zis, e compozitor. O simfonie în patru părți. Allegro, andante, scherzo. Și era allegro. Hai să mergem, întârziu. Unde? Dorm la tine. De ce? Te explic pe drum. Și doamna? Doamna dorme aici. De ce? Pentru că n-are unde dormi în altă parte. Cine-i doamna? Asta nu știu nici eu. Asta să mergem. E târziu. Domnule Udrea, dar rămâi. Vorbește-ne despre simfonia dumitale. Cum vă spunem? E în patru părți. Andante, allegro, scherzo... Și iar allegro. Dacă povestește de simfonia lui, nu mai dormim în noaptea asta. Întrebați-l pe el mai bine. El o știe mai bine. O știi? Da, mi-a cântat-o. Cum? Din gură. Vorbește-ne spre ea. Știți, vreau să cânt cu orchestra liceului. Că la urmă urmei, ce-mi trebuie? 8 viori, 2 violoncele, o violă, un contrabas și apoi alămul sufletor luăm de la fanfară, de la batalion. Dar nu ți le dă. Exact, nu mi le dă. Dar să spunem că mi le dă. Să spunem că mi le dă. Tot n-am făcut nimic, nu pot să cânt. De ce? Pentru că n-am corne englezesc. Corne englezesc? Da, și e scump, e 30.000. 30.000? Eu am pus ceva bani deoparte, vreo 4.500, dar până la 30.000 mai e. Și nu-l poți înlocui? Un alt instrument? Asta rupt-o capului. Stai să vă spun. Până la scherțo ar merge cum ne merge fără cor.
Dar de la scherțo încolo sunt mort, fără corn englezesc, nu pot să cânt. Să vedeți. Întâi intră alăburile. Pam, 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 pam. Și apoi, apoi viorile. Du, 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 du. Și acum, acum vine cornul englezesc. Ti, 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 tim, tim, tim. Îmi place? Partea asta de la urmă. Nu-i așa? Du, 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 pam, 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 tim, tim, tim. Da, e frumos. Într-adevăr, dar fără corne găsesc. Am scos o listă de subscripție. Listă de subscripție pentru achiziționarea unui corn englezesc în vederea... premierei. În premierea a simfoniei a lui Radu Udrea. Da. Domnule Udrea, aș putea semna și eu. Nu, nu, doamne, Coniță. Coniță, eu am zis mai așa, nu. Până acum am un singur subscriitor, dar... e târziu, să mergem. Hai, să mergem. Te las, să vedem cartea. E cartea? Da, vreau să citesc înainte să plec. Bine. Noapte bună. Noapte bună! Au! Ce s-a întâmplat? Șoricelul. Ce șoarece? L-am auzit. Am mișcat. Du-te tu înainte. Vin și eu. Bine. Nu mai înțeleg. N-ai văzut niciun șoarece, nimic, nu-i așa? Și atunci? Vreau să-mi arăt steaua dumitale. Mi-am vrut și mai devreme. Mi-a vorbit cu atâta pasiune și m-am speriat. Pare rău că toată mă l-ați dus de vară. Eu nu o să-ți arăt. Te-ai uitat vreodată pe cer noapte? Da, să văd dacă e înnourat sau... ca să știu ce pantofi să-mi iau. Ce pantofi? Ursa mare ai văzut-o vreodată? Nu. Uite, e acolo. Vezi? Da. Văd o stea mai mică. A, ai ochi buni. E alcor. Lângă ea e și steaua mea. Steaua ta? Da, am descoperit o stea. Nu se vede niciodată? Nu, nu se vede. Ar trebui să se bată din drumul ei. Dar nici o stea nu se bate din drumul ei. Trebuie să-i găsesc un nume. Un nume din două silabe. Două silabe? Cum te cheamă? Mona. Mona. Alcor și Mona. Nu-i bun. Uite, exact acolo. Cânta, pentru Dumnezeu. De ce? Îți place? Te aude de peste drum, de la Chiroiu. Ha, Chiroiu de la Percep? Mona. Și Atanasiu. Și lași cu casa cu lupți. Rog, înțelege și intră în casă. Îndată. Doamne, sunt pierdut. O să mă vadă toți. O să mă dea afară din învățământ. Ce căutai? Am cules flori. Da, și în rochia asta o să se vadă toți vecinii. Tot orașul, tot județ. Mona. Sunt fericită, mă auzi? Sunt foarte fericită. Fericită, fericită! E tot la soare, asta lumină. Privește florile astea. Parcă zâmbești și spun bună dimineața. Bună dimineața, Mona. Bună dimineața, Marina. Cât de frumoasă ești. Eu, florile, viața, casa. Casa? Dar parcă seara spune că e oribilă. E superbă. De seara a trecut o noapte. Și ce noapte? N-am să uit niciodată. Toate s-au schimbat. Și tu, și eu. Să o lăsăm asta. Ce culoare au ochii tăi? Deschide-i. Nu. De ce? Mi-e teamă. Ce teamă? Mi-e teamă că s-ar putea să nu fie reală și când deschid ochii să fi plecate deja. Nu fi
prostuț? Sunt aici, nu mă vezi? Nu mă auzi? Bă, da, ești frumoasă. Mulțumesc. Deja e târziu. Hai să intrăm, trebuie să plec. Mora e 8 fără 10. N-am prima oră, dar azi e întâi. Întâi? Da, e întâi și au leafă. Apoi mă duc la Pascu. Care Pascu? Cel cu magazinul general. Îți iau o rochie sau o trenchcoat. Să ieși din casă. Dar nu vreau să ies. Asta până când? Toată viața. În schimb, aș vrea un sandwich. Mi-e foame. E tot ce am nevoie. Să duc. Rămâi aici și mă întorc repede. Marin? Da. Nu ți-a aranjat bine cam așa. Lasă. Nu te pricepi. Ești un scump. Mona, e 8 fără 5. Chiar dacă e 8 fără 5, ești un scump. Ai grijă, nu ieși din casă. Nu cânta, nu vorbi. Eu credeam... Ce credeai, domnișoara? Credeam că dumneavoastră locuiește aici. Aici locuiește? Nu se poate. De ce? Fiindcă eu pe dumneavoastră nu vă cunosc. Nici eu pe dumneata. Dar aici locuiește. Mai înainte a plecat. Mă mir că nu te-ai întâlnit eu. Că eu am venit pe strada Unirii și dumnealui poate o fi de acord pe Cuza Vodă. Dar dacă ziceți că nu e acasă, eu... Aveai treabă cu el? Aveam, adică vreau să rog. M-a dat afară din școală. Cine e? Ah, nu, domnișoara Cucu. Nici nu m-a lăsat să intru în școală. A zis că să mă aștept până la conferință. Și atunci eu am dat fugă aici, să rog pe domnul profesor Miroiu. Dar dacă nu e acasă, nu-i. Atunci eu am plecat. Domnișoară, cunoașteți bine pe domnul Miroiu? Nu-l cunosc. Ce noroc aveți dumneata și colegii dumitale, că îl puteți asculta în fiecare zi? Numai de 3 ori pe săptămână. Spune niște vorbe atât de frumoase, amețitor de frumoase chiar. Și ție, îți stă foarte bine în șorțul ăsta. Doamnă, vorbiți de mine. Eu? Nu, n-aș îndrăzni, stă chiar foarte bine. Doamnă, vorbesc de mine. Nu. Aveți o rochie așa de... Așa de cum? Niciodată n-am văzut o rochie ca dumneavoastră. Nici aici, nici la București. Că am fost la București, am văzut cu mami și cu tanti. Dați-mi voie să mă uit. Să le povestesc și fetelor de la școală. Dar iertați-mă că vă întreb. Spune-te unde știți. Ce-i asta? Un automobil? Pe strada asta? Nu e posibil? A oprit aici, la poartă. A, e domnul Ichim de la gara. Ba stai, că mai e un domn. Vai, ce elegant. Elegant? El e. Care e? Domnișoară, du-te, îi spune domnului Miroiu că l-ai căutat. Care? Du-te. Profesor! Domnișoară! Domn profesor! Domnișoară! Nu cred că s-a găsit. Dom'le, da. Dumneata, ești convins că doamna e doamna pe care o caut eu? Mai e vorbă? Înalt, blondă, rochie neagră. Corespunde, nu? Da, corespunde. Hai să o mai strigăm, poate. Poate o fi. Nu, lasă-mă. Ah, da, mi-am amintit. Uitați așa. Așa. Poftim. Da. Fise de ruletă. Cu asta vrea dumneavoastră să plătească biletul, dacă s-a mai pomenit așa ceva. Într-adevăr, nu s-a mai pomenit. Păi nu, eu zic să o căutăm și să tragem procesul.
Păi acum? Acum e prea târziu. Nu ți-am plătit eu la gară tot? Și amendă, și bilet? Ați plătit. Păi vezi, acum e prea târziu. Păi dar atunci nu avea acte. Nu mai zic că vrea să și omoare. Ce vorbești? Dacă îți spun, am piedicat-o. Păi, ești un om de ispravă. Felicitări. Dar acum, te rog, lasă-mă singur. Ah, am onoare. Vă salut. Vă mulțumesc, fiu. Bună dimineața, Mona. Bună dimineața, Grig. Cum ai dormit? Foarte bine, tu? Eu n-am închis niciodată noaptea. Am fost la casino și am rămas până la 5 să joc. Eram într-o pasă formidabilă. Fantastic. Câștigam într-una. Și apoi, dimineața, m-am dus la hotel. Crezând că am să te găsesc în cameră. Dar tu nu mai erai. Și atunci am coborât la portar. Și am întrebat femeie și mi-a spus că ești la gară. Și apoi am plecat spre gară să mă interesez de tine. Am sunat la București, la câteva gări, dar mi-am dat seama că tu nu ai niciun ban la tine când ai plecat. Deci mi-am închipuit că te-au dat jos printr-o gară pe undeva. Și atunci am luat-o metodic, cu mașina, din gară în gară, până când am ajuns aici. Inteligent. Știu. Și oricum. Simpatic șeful gării. Da, foarte simpatic. E așa. Și te-am găsit. Pentru că eu întotdeauna te găsesc. O să fie o dată când nu o să mă mai găsești. Bine, bună. Hai să mergem. Mașina este în față, ne așteaptă. Unde? Acasă, hai. Eu nu vin nicăieri. Cum adică? Nu vin nicăieri. Nu vin. Vedeți, dragă, e fie foarte târziu, e fie foarte devreme pentru glume de genul ăsta. Hai să mergem acasă, sunt foarte obosit și am nevoie de somn. Rămân aici, Grig. Cum adică rămâi... aici? Rămân aici. Locul ăsta pe care îl vezi. Da, dar... tu ești un animal de lux. Nu poți rămâne într-un asemenea... loc. Ba uite că pot. Să mergi. Bună! Marin. Ce scuze, văd că nu ești... Da, după cum puteți vedea, nu este sigur. Cine este domnul? El e fratele meu. Fratele? Pare bine. Pare bine să vă am în casa mea, dar nu mi-ai spus că e un frate. Nu am avut timp. Și în calitate de frate, ar vrea să vă pun câteva întrebări. Vă rog. De exemplu, aș vrea să vă întreb ce s-a întâmplat aici, astă noapte. Domnule. Nimic, Grig. Vezi, dumneavoastră, fetița asta care stă lângă mine și se declară a fi surioara mea pe care eu acum o reneg. Nu fi odios. A fugit de lângă mine azi. Și am găsit-o aici, în târgușorul ăsta, într-o stare dezagreabilă, obosită și beată, delirând. Domnule. Grig! Domnule, ce ați dat de băut? Nimic, vă ce ați făcut? Am avut grijă. Grig, încetează. Profit de această ocazie de a vă avea în casa mea. Să-l cer mâna surorii dumneavoastră. Dumnezeule! Dar este o ocazie extraordinară. Sigur, cum să nu. Mona, a dat peste un om deosebit. Ești norocoasă. Mă bucur că a găsit un om ca dumneavoastră. Mă temeam să nu pântânească un Don Juan, un seducător nenorocit. Nu aș fi îndrăznit niciodată. Domnule, aș vrea să știu, înainte să-mi o las să se găsească dumneavoastră, pe ce mâini îmi dau sora? Eu sunt profesor. Sunt profesor definitiv. Cu o grație. Ah, definitiv. Da. Profesor definitiv. Citează. Foarte frumos. Și bănuiesc că aveți și o leafă destul de... 11.200. Nu e cine știe ce, dar e sigur. 11.200, mână. Da. Mă bucur să vă aflu un om deosebit. Să știți că înțeleg diferența între lumea din care vine ea și ce îi pot oferi eu, dar... Dar din ce lume vine ea? Ți-am adus asta.
Dar ce rochie. Grig. Cantă. Se potrivește, mă. Nu-ți place? Da, e bună. Am luat-o de la Pascu. A zis că dacă nu e bună, pot să o duc înapoi. Nu, e bună. Am uitat să-ți aduc de mâncare. Îmi cer scuze. O să avem ocazia să mai vorbim. Nu mi-a părut bine. Mă bucur să aflu că sora mea a fost pe mâini atât de bune ale dumneavoastră. Mă tot revedem, Mona. La revedere. La revedere. Mona, pentru asta am cheltuit atâția bani cu tine? Să te găsesc în târgușorul ăsta mic și nenorocit de provincie, leșinată cu o sorcovă în brațe? Tu de la primul imbecil care se trece prin calea prăpădit-ul ăsta, l-am văzut! Nu e niciun imbecil, niciun prăpădit! L-am văzut cum este! L-ai văzut, dar nu știi cum este! 11.200 pe lună. Pentru tine tot ce contează sunt banii, nu? Păi, și ce? Traiul nostru de până acum nu a fost confortabil? A fost, dar poate nu mai vreau asta. Vreau să fiu fericită. Ce înseamnă asta? Cum vei fi tu fericită aici? În târgușorul ăsta? Mizer. Cu cine vei fi fericită? Cu el? Da, cu el. Crezi că se poate el oferi ceva? Da. Nici vorba. Mona. Tu, Mona, ești un animal de lux. Făcută din puțin parfum. Foarte, foarte multă lene. Și oarecare fantezie. Eu nu te văd peste 5 ani în locul ăsta. Nu poți să-mi închipui. Sau știi cum vei arăta? Uite, asta vei deveni, Mona. Stai pe loc, doamnă! Pardon, domnișoară! Doamnă, domnișoară, sincer să fiu, nu contează. Dumneata nu ești o persoană. Nu te ești un argument și ai venit fix la timp. Domnule! Uite, Mona, asta vei deveni. Domnișoară Cucu, nu lua în seamă. E nervos și are vervă. Cucu? O cheamă Cucu? Dar dumneata de unde mă cunoște? Te cunosc. Te cheamă Cucu? Nu fi obraznic, domnule. Dar cum te cheamă? Domnișoară Cucu. Vezi? Domnișoară Cucu. Și nu e nici mai multe. Și măcar nu are alt nume. Și măcar o silabă. Domnule! Poate cândva a avut și ea un nume. Dar l-a pierdut. Poate că... A fost și ea cândva tânără. A fost, dar de ce a fost? Sau poate că încă mai este. Domnule, nu ai dreptul să te amesteci în viața mea particulară, da? Poate că, odată de mult, într-o secundă, un minut din viața ei, a fost și ea o Mona ca tine. Grig, te rog. Te supere. Ești orgolioasă, Mona. Dar crezi tu că dacă ai fi dus viața domnișoarei Cucu, ai fi devenit altceva decât domnișoara Cucu? Dar iestați un pic, am venit aici să glumim. Eu am venit să văd ce se petrece. Domnișoara Esmeralda. Nu mă numesc Esmeralda! Știu că îmi numești Esmeralda. Dar te rog, fă și mie plăcerea asta să spun domnișoara Esmeralda. Ești un neobrăzat! Eu salut ceva din tine care ar fi putut să fie. Salut secunda de frumusețe și de grație care s-a pierdut. S-a pierdut pentru că a rămas aici. În locul ăsta. Și pentru că te speli cu apă de la fântână. Eu? Cu apă de fântână? Vai, mi se face rău! Eu, care mi-am pus în viața mea strop de apă pe obraz! Dar cu ce te speli? De ca să vezi, domnule. Vezi, Gri? Vezi că apa de fântână e bună? Și oamenii chiar n-am venit aici să glumim. Vreau să știu și eu ce se întâmplă pe aici. E bine, dar ce se întâmplă pe aici? Păi cum ce se întâmplă, domnule? Păi ce se întâmplă? Dumneata cine ești? Și dumnealui cine ești? Și de unde sunteți? Și ce căutați aici? Și ce fac domnul ăla? Ai parcat în mijlocul străzii și unde sunt casa la copiii pe Eva? Hei, Georgica! Măi, Georgica, măi, când te-ai acolo, Georgica? M-a auzit, Georgica? Ei, da, într-adevăr, s-au cățărat pe mașina mea. Ei, n-am auzit, dați-vă jos de acolo! Doamne, îmi strică radiatorul. Dumneata ai fost frumoasă? Așa se spunea. Cine spunea? Ei. Dar Madame Chiroiu era frumoasă? Cine? Spălăcita aia. Dar Madame Lascu? Să vorbim, să ne adormim. Și atunci nimeni? Tot eu sunt cea mai bine în târg. Dar dacă aș rămâne eu?
Dumneata? Dumneata aici? Domnișoară sau doamnă? Poți să-mi spui oricum. Sunt și una și alta. Drăguță. Ești prea frumoasă. Pleacă. Să plec? De ce? E trist. Trist? E soare, e lumină. Astăzi, dar ce te faci când plouă? Plouă? Păi da, destul de des. Și iarna. Ai impresia că sunt 20 de ierni într-una singură. Dar el... Cine e el? Miroiu. Marin. E fericit. E cu cărțile lui. E așa de drăguț. Era așa de drăguț. Era așa de drăguț, bine ați spus. Era. Grig, sunt fericit aici. Lucru pe care tu nu o să-l poți înțelege niciodată. A, nu pot decât să-mi imaginez peste un an, peste 2 ani. Nu contează. Sunt fericit aici. Nu se poate așa ceva. Și pe urmă, gândește-te, ce se va întâmpla? Cum vei rezista în locul ăsta? Cum se poate... Mana, hai la spus, hai la București. Să mergem. Doamnă, Coniță! Să cine mai e? Doamnă, e adevărat ce mi-a spus Miroiu? E adevărat? Vine și el din urmă. Ce să fie adevărat? Dar cine este? Sunt... Grig, taci! Domnule Udrea, eu trebuie să plec. Plecați? De ce? Da, plec. Ah. Și Marin? Marin, tu vei vorbi cu el și îi vei explica. Eu n-am curajul. Am înțeles. Mona! Mona! Marin! Miroiu! Mona! Grig, el este domnul Udrea, compozitor. Mare talent. Da, am compus o simfonie în 4 părți. Andante, Allegro, Scherzo și era Allegro. Dacă vrei, discută cu el, află ce te interesează. Bine. Foarte bine. Hai să mergem afară. Poate discutăm ceva. Se tot suie dracia de copii pe automobilul meu. Să vedeți. Am compus o simfonie în 4 părți. Andante, Allegro, Scherzo și ar fi nevoie de un... Marin, vezi? Eu nu pot rămâne aici, în rochia asta. Ai avut dreptate. Bine, dar nu-ți place? Ba da, îmi place, dar am nevoie de multe lucruri. De asta trebuie să plec. Pleci? Mă voi întoarce. Mona. Mă voi întoarce curând. Când? Nu știu. Mâine? Poimine. Poate într-o duminică. Să te aștept. Da, normal. Așteaptă-mă. La gară? Nu. Așteaptă-mă aici. Mă voi întoarce aici. Când? Mereu. În fiecare seară. Înțeleg. Ce înțelegi? Mona, de 12 ore trăiesc un vis absurd. Poate cel mai absurd. Mi-a spus adineauri. Măcar de nu m-aș trezi. Dar uite acum, mă trezesc. Nimic n-a fost adevărat. Cum? Nici asta? Nu. Tu ai să pleci și n-am să te mai văd niciodată. Marin, lângă Alcor este a ta. O stea care de azi noapte îmi poartă numele. Deși n-ai văzut-o, știi că ea e acolo. Eu voi fi întotdeauna aici. Miroiu! Miroiu, e de necrezut, a semnat tot, a dat toți banii! Mona... Mona nu se mai întoarce. Știu.
De unde știi? De unde știi? Păi, ți-am mai zis? Nici ăsta nu se întoarce din drumul ei. Și acum ce faci? Păi, am un pic de lucru. Vrei să stau cu tine? Nu, e nimic. Du-te, vezi ce faci. Pentru că stelele nu se abat niciodată din drumul lor.